Vă salut! Azi iară mai facem un video care nu prea are treabă cu dace, numai că e cu piesă de dace. E prea fric, nu pot să mă pun să, să montez nimic, risc să, să rup plastice și să, să, stric, așa că mai mă pun să mai, mai frec, mai repar câte o tablă de asta. Ce am, vrut să vă arăt efectul soluției după câțiva ani de stat într-un pod, unde o fost și unde nu a fost soluție, diferența. Asta a fost toată, toată belită e un strat verde galbui unde am dat cu soluție, unde nu am dat cu soluție, nu știu cât de bine se vede, e roșu. Sau am dat cu soluție și în colțul ăla, dar nu nu dat, că uitați aici cum e vopseaua și aici cum, e, cum s-a făcut unde, unde a ajuns soluția păstea nouă. Deci înseamnă că în colțul ăsta n-am dat sau n-am dat ca lumea și uitați ce frumos a ieșit, a ieșit rugina. Bine, au stat la scut, au stat în pod, Că dacă ajunge apă, oricum nu, nu ține nici soluția asta, dar se pare că totuși își face servicii. Acum, cât o fi de atacat acolo sub, nu știu, să dau un pic cu peria de sârmă și după o să mai dau o dată soluție pe asta. Și cam așa arată după ce l-am periat un picuț și am dat iară cu soluție. Deci e tablă curată jos atacă și soluția asta, n-am ce zice, dar tot e mai bine ca rugina I-am dat și aici în colț, în archit o i-am dat soluția, acum să văd trebuie să se negrească după, după o vreme, probabil fost o zi, două, că dacă ti de fric, nu cred că a, acționează foarte, foarte, bine, dar n-a uitat să-i... E, e de fabrică și, na, e păcat să rămână, să rămână pe nimic.